sunt chiar tare bucuros că am reușit să stabilesc un record național într-o probă pentru care m-am pregătit foarte puțin și pentru care am zis pur și simplu că vreau să văd ce am în mine. Ce ți aduce faptul că participi în proba asta? Poftim? Ce ți aduce faptul că participi în proba asta pentru viitor, să zicem? Păi, participând în cât mai multe probe, cred eu, și împreună cu antrenorul meu, că mă ajută să mă, să experimentez, să mă extind, pentru că sunt încă tânăr și nu vreau să mă blochez pe o singură probă și așa că profit de competiții ca aceasta, unde miza nu este atât de mare și sper că în viitor sau în viitorul apropiat, nu știu, rămâne să decidem să pot să le concurez și la competiții cu miza mai mare. Care mai ai loc de atâtea medalii? Mai am, asta pentru că le pun într-o cutie, cum am mai spus. Nu-mi place să le văd, nu-mi place să-mi fie reamintit constant în fiecare zi și în fiecare moment în camera mea, de exemplu, despre toate reușitele mele, pentru că le știu și cu cât aud mai mult despre ele, cu atât își reduc din impact și din importanță în capul meu. Care e obiectivul tău principal la aceste naționale? Păi, la aceste naționale, obiectivul meu principal este să mă distrez, ca și până acum, dar acum, pentru că am ocazia să înot și alte procedee și alte distanțe, mă distrez dublu și să-mi încurajez colegii și scopul naționalelor, merg la naționale de când eram mic, de la 10 ani, atunci când făceam exclusiv spate și, în primul rând, vreau să-mi susțin colegii aici, să ne susținem împreună. Tot ce se poate. Voi mâine am probat de 100 de metri liber, unde am cele mai multe șanse. Dacă nu se întâmplă, nu e absolut nicio tragedie. Sezonul rămâne deschis până în, cred că, martie 2024. Așa că nu e niciun fel de grabă. Dacă e să o fac, super. Te hotărâi la ce facultate vrei să mergi? Nu, încă nu m-am gândit. Psihologia, cum ți-a venit ideea asta? Păi psihologia este un domeniu de care sunt pasionat și probabil că ar fi ceva legat de asta în drumul meu al facultății. Poftim? Dat fiind că vreau să rămân în România pentru a mă antrena cu aceiași antrenori, pentru că avem o relație prea bună, o chimie extraordinară și sunt convins că nu aș reuși altundeva, chiar dacă poate au infrastructură mai bună, mai mulți specialiști. Aici am specialiștii de care am nevoie, cu care mă înțeleg extraordinar de bine, care sunt prieteni, cu care reușim să obținem ceea ce obținem. Și obținem. Mulțumim. Vreau să te întreb că ar fi pentru prima dată, prima ocazie pentru sportivii români să-și realizeze baremul la ei acasă. Și poate cu atât ar fi o bucurie pentru toți să te vedem că realizezi baremul aici la Sfânta Liber. Ar fi frumos, într-adevăr. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi setez niște obiective prea exacte, dar nu-mi va pune o problemă realizarea obiectivului pentru Paris din nou până în martie 2024. Dacă o fac acum, probabil ar fi un pic mai ușor pentru că am scăpat de grijă.